Sindicaliștii din învățământ cer guvernului României să nu blocheze angajările în sistemul de educație, măsură propusă la rectificarea bugetară din această lună. Aceștia atrag atenția asupra faptului că la nivel județean sunt foarte multe unități de învățământ cu posturi unice. De asemenea, sindicaliștii spun că nu sunt de acord cu diminuarea bugetului Ministerului Educației Naționale cu peste 1 miliard de lei, din care aproape 500 de milioane sunt de la cheltuieli de personal și de la plata dobânzilor, în condițiile în care prevederile legii salarizării nu se aplică corect și nu sunt respectate sentințele judecătorești. Vorbiți-ne un pic despre blocarea angajărilor din învățământ. Da, este un subiect arzător, un subiect la ordinea zilei, un subiect care ne îngrijorează pe toți cei care lucrăm în sistemul de învățământ. Înainte de a dezvolta acest subiect cu înghețarea angajărilor în învățământ, trebuie să fac câteva mici precizări, și anume faptul că învățământul are în componența sa mai multe rotițe, mai importante, mai mari sau mai puțin importante, dar toate cu rol deosebit în buna funcționare a sistemului de învățământ. Când spun lucrul acesta, mă refer la faptul că nu trebuie numai infrastructura, școlile, sălile de clasă pentru copii, laboratoare și așa mai departe, profesori bine pregătiți, categoric sunt în prim plan aceste lucruri, dar sunt și celelalte rotițe la fel de importante, fără de care sistemul de învățământ funcționează, știți cum e la mașini, în 3 pistoane, nu mai funcționează în 4 pistoane. Mă refer la personalul didactic auxiliar, secretare, contabili, laborante și, mă rog, altă categorie de personal auxiliar, precum și la personalul nedidactic, care asigură infrastructura, buna funcționare a învățământului în spațiile școlare. Facem această precizare pentru a motiva de ce Federația Sindicatelor Libere din Învățământ la nivel de țară și noi la nivel de județ suntem împotriva acestei acțiuni a guvernului de blocare a angajărilor în sistem. De altfel, așa cum ați precizat dumneavoastră, guvernul a propus înghețarea ocupării posturilor pentru didactic auxiliar și nedidactic, prin formula de angajare, un post scos la concurs pentru 3 neocupate. În condițiile în care sunt peste 6500 de unități de învățământ cu personalitate juridică, deficitul de angajați este foarte mare pentru aceste categorii de angajați. În cea mai mare parte a acestor școli există număr redus de posturi și ne trezim cu situația în care sunt 20 de cadre didactice, un secretar, un contabil sau jumătate de contabilitate, o femeie de servici, un muncitor. Ce se întâmplă în situația în care un muncitor pleacă din învățământ, se ducă să lucreze în Italia sau un alt loc de muncă mai bine plătit? Ce se întâmplă când femeia de servici iese la pensie sau vrea să plece din sistem? Ce se întâmplă când un șofer care asigură transportul rierilor nu-i convine acest nivel de salarizare și vrea să plece unde este mai bine? Rămân posturile neocupate. Ministerul Educației, Guvernul României nu ține cont de aceste neajunsuri ale sistemului de învățământ și ca atare impun această angajare 1 la 3. De unde să scot eu 3 posturi neocupate ca să dea concurs pentru unul? E post unic în școală. Atât de secretari, atât de contabili, de laboranți, de bibliotecari, cât și de îngrijitori. Ca atare este o mare, mare greșeală în momentul acesta. Mai mult decât atât, Federația Sindicatelor Libere din Învățământ, eu personal, în momentul în care îndepleam funcția de vicepreședinte la nivelul Federației din Învățământ, am propus și am susținut elaborarea unor normative pentru aceste categorii de personal. Adică să ne spună clar la câți elevi, la ce spațiu trebuie să angajăm un secretar, un contabil, o bibliotecară, o laborantă, o femeie de serviciu, un muncitor,
Dom'le, spuneți-ne clar care este normativul. N-au vrut să facă în momentul de față, tocmai pentru a-și acoperi și îmi pare rău, subliniez, nu fac politică, dar în momentul de față, probabil merg și eu pe ceea ce se discută în mass media, pe ce se discută, ceea ce se discută în în rândul maselor populare, că nu mai sunt bani. Atunci nu mi-explic de ce nu vrei să funcționeze la parametrii normali învățământul și faci aceste reduceri de personal și blochezi angajările în învățământ. Ce poate face sindicatul în situația asta? Categoric vor fi situații în care școlile nu pot funcționa. Aici sindicatul solicită inspectoratului, solicită ministerului cu probe clare în susținerea cererii de blocare a acestei inițiative a guvernului de oprire a angajărilor în învățământ. Sindicatul reprezintă întreg personalul din învățământ, poate solicita școlile care au posturi unice și nu pot funcționa. În primul rând, am subliniat, facem adresă scrisă cu demonstrație, dar probabil că se va ajunge și în situația în care acele școli, plus din solidaritate și alte școli, vor ieși în stradă, vor ieși în fața inspectoratelor, vor ieși în fața Ministerului Educației, vor ieși în fața Guvernului pentru a-și susține o solicitare legitimă, o solicitare de bun simț, nu să favorizeze pe mine sau alte categorii de personal din învățământ. Nu! Pentru buna funcționare a sistemului de învățământ. În județul nostru sunt multe școli aflate în această situație? Din păcate, îmi pare rău că nu le-am scos neștiind că am întâlnire cu dumneavoastră. Sunt foarte multe solicitări pentru că nu sunt școli cu personal numeros în județul nostru. În special la sate avem probleme aceasta în școlile din mediul rural. Și atunci ne mai întrebăm de ce școlile din mediul rural, pentru că nu funcționează la parametrii normali. Pentru că luat pe DGT, personal nedidactic, personal auxiliar, încadrările în învățământ și aici, pentru că ați deschis această problemă și am ajuns la punctul acesta, nu de mult, dacă îmi permiteți, facem legătura, pentru că toate au o legătură în sistemul de învățământ. Nu de mult a fost examenul de titularizare în învățământ. Sunt unii care au luat examenul, cinste lor, bravo lor, felicitări, ne mândrim cu ei, dar din păcate asta este situația, sunt unii care nu au luat acest examen. Cei care nu au luat nota 5 la acest examen nu mai au voie să predea în învățământ un an de zile. Și dați-mi voie să vă dau următorul exemplu. Dacă în urmă cu 2 ani, 3 ani cineva a luat 10, cazul extrem, la probă și nu a avut post. S-a dus din nou la examen. Sau un profesor cu gradul 2, gradul 1, neavând post, se duce la examen. Din diferite motive, nu știu ce s-a întâmplat, dar se poate întâmpla, a luat sub 5. Admitem. Ce fac? Numai în învățământ există această barieră. Stop! Nu mai ai voie să predai în învățământ. Ce facem atunci în situația aceasta? Ce facem? Pe cine aducem la învățământ? Știți că în învățământ există suplinitori necalificați? Sistemul sanitar există medic necalificat? Nu există, Doamne ferește. În justiție există judecător necalificat? Nu există. La noi există personal didactic necalificat. Îi dau pe cei care au gradul 2 sau au luat 10 mai înainte și acum cine știe ce au avut? Oameni cu experiență. Oameni cu experiență îi dau deoparte. Sau s-au prezentat unii la examen și constatând că nu pot
să trateze subiectele pe care au avut, s-au retras. Li se permitea să se retragă. Nu era nicio precizare vis-a-vis de oprirea predării în învățământ dacă te-ai retras. Iar doamna Andronescu a spus tot timpul că atât cei care au luat sub 5, cât și cei care s-au retras, vor fi eliminați un an de zile. Este o mare greșeală. Cei care au fost, care au luat sub 5, era prevăzut în metodologia de mișcare această interzicere a predării dacă ei sub 5. Dar cei care s-au retras nu era prevăzut deloc. Și totuși, doamna Andronescu vrea să îi elimine. Iată ce se întâmplă în mediul rural atunci când de la minister se pun bețe în roate. Și ce se întâmplă cu aceste posturi care nu vor fi ocupate pentru că nu aveți personal, nu au luat titularizare? Este o întrebare care, pe care presa și noi o punem Ministerului Educației. Ce se întâmplă? Cum funcționează acele școli? Și ce răspuns ați primit? Cum funcționează? N-am primit niciun răspuns. Și la inspectoratul școlar și la așa. Ce să fac? Transferăm? Ce transferăm? Angajăm? Cine vine în călăraș? Păi, cine vine? Da, nu-mi dau voie, nu-mi dă voie să angajez. Nu-mi dă voie să angajez acolo, unde spune că 1 la 3. Trebuie să am 3. Ce să dau afară? 3. Că n-am 3 secretari. Am decât un secretar, post unic. Și trebuie să angajez. Ce se întâmplă? N-am contabil. Am cu 0,5, 0,75 angajat contabil. Și pleacă. Că nu-i convine. Pe cine? Trebuie să... Ce să angajez? 1 la 3? Să am 3 contabili? Să am 3 bibliotecari? Sau 1 la 3? Sunt posturi unice. N-am cum. Nu pot să funcționez. Nu știu, e ceva strigător la cer. Oricine, cu oricine ai stat de vorbă și ai explicat situația, ar înțelege. Numai cei de la guvern nu știu ce se întâmplă. Nu știu, este strigător la cer. Guvernul a luat această măsură de blocare a angajărilor pe o anumită perioadă sau nu au dat un termen? De exemplu, vor fi blocate angajările timp de un an de zile sau nu au precizat pe perioadă nedeterminată? Din moment ce spune că Guvernul României propune înghețarea ocupării postului pentru personal didactic, auxiliar și nedidactic prin formula de angajare un post scos la concurs pentru 3 neocupate. Punct. Ce să înțelegem? În perioada următoare veți avea întâlniri cu reprezentanții guvernului, se vor purta discuții. Desigur. Ce anume se va întâmpla? Au fost... Nu știu ce se va întâmpla. Cert este, v-am spus, ce vrem să facem noi. Ieșim în stradă. Nu se poate să funcționeze. Nu au cum. Sunt blocați. Dar de ce această măsură exact acum, înainte de începerea anului școlar? Este... Teama de a face plăți mai multe, pentru că angajând, faci altă plată. Deci... Crești cheltuielile. Crești cheltuielile. Da. Și, apropo, mi-ați făcut legătura cu cheltuielile. În momentul de față, știți că este preconizată rectificarea bugetară din partea Ministerului de Finanțe. Exact ceea ce a spus, cresc cheltuielile. Include Ministerul de Finanțe la această rectificare bugetară diminuarea cheltuielilor de personal cu 400 de lei, argumentând că Ministerul Educației a făcut estimări greșite la cheltuielile de personal. Și am să vă dau... exemplu, se referă la cheltuielile estimări greșite privind alocația de hrană. Știți cu cât ce rectificare? Ministerul Educației este cel mai văduvit de această rectificare. Un miliard și ceva de lei redus. Și cu toate astea vor să reducă. Da, da. Vă spun că au motivat s-a făcut o estimare greșită privind alocația de hrană. Și am să vă citesc din legea 153, care spune așa, la articolul 18, aliniatul 1. Începând cu 1 decembrie, ordonatorii de credite acordă obligatoriu lunar indemnizații de hrană la nivelul a 2 salarii de bază minime brute pe țară garantate în plată,
cu excepția Ministerului de Finanțe, Ministerului Apărării Naționale, Ministerului Afacerilor Interne și așa mai departe, cei care primeau alocația de hrană. Vedeți dumneavoastră ce spune? Două salarii minime brute garantate în plată pe un an de zile. La articolul, la aliniatul 2, spune indemnizația de hrană prevăzută la aliniatul 1 se acordă proporțional cu timpul efectiv lucrat în luna anterioară. Ok. Nu-ți spune. Deci, guvernul prevede în lege două alocații minime. Punct. Dacă îmi dă două alocații minime, la sfârșitul anului, pornind de la 1 decembrie până la 30 noiembrie, se face un an de zile, eu la 30 noiembrie trebuie să trag linie și să am două salarii minime. Bineînțeles că în fiecare, ianuarie, spre exemplu, ai numai 3 săptămâni, îmi dă proporțional o sumă mai mică din ăștia două salarii. Două salarii înseamnă 2900 de lei, salariu vechi de minim pe economie, 1450. Îmi dă, deci 2900 astea trebuie să-i împart, divizez pe lune. În perioada vacanțelor nu mi se dau bani. Ok, nu-mi dai ca și cum eu dacă vin în activitate, dacă așa, eu nu trebuie să am. Ok, nu-mi dai. Dar, am spus, în ianuarie am numai 3 săptămâni de școală. Îmi dai numai pentru 3 săptămâni. În februarie, vacanța intersemestrială, îmi dai numai tot 3 săptămâni. În aprilie îmi dai 5. În martie și așa mai departe. Proporțional cu cât cu timpul lucrat. Exact, în indemnitatea de hrană se acordă proporțional cu timpul efectiv lucrat. Da. Dar, la sfârșit, dacă trag linie, trebuie să-mi dai... Două salarii minime. Ei nu procedează așa. Ei procedează cum? Două salarii minime, 2900 de lei, împărțit la 12 luni, cu alte cuvinte, introduc și perioada vacanței. Eliminăm. Când, care este procentul în la 12 luni? X. X minus X ori 2, așa? 2 de X eliminat. Da? Deci cad 2 de X, 28 împărțit la 12, mă rog, 2000 și, 2 milioane și ceva, 200 și ceva 200. De lei. 200 de lei, 200 de lei, elimin o dată, o primă tranșe, o lună, 200, pentru că avem 62 de zile lucrătoare concediu, elimin 4. Elimin 4, rămân mai puțin. Calculez și cât revin. Deci fac orice ca să elimine cheltuielile. Fac orice ca să elimine. Iată neangajări ca să elimine angajări. Iată lipsa plății acestor alocații de hrană. Cu alte cuvinte, la poliție, la armată, nu acordă alocația de hrană? Alocația de hrană se acordă permanent. N-am treabă, nu vreau să intru în polemică, nu mă interesează, este treaba lor, modalitatea lor de a face aceasta. Dar la noi de ce? La noi de ce? Scriem lege, arătați-mi, am legea aici, arătați-mi, dacă scrie undeva că două salarii minime brute minus cât ar. Nu, spune două salarii minime brute. Ori ei nu dau acest lucru. Asta e un prim aspect cu privire la reducerea de cheltuieli. Mai mult, această propunere de rectificare bugetară este de neînțeles, având în vedere că în acest moment, pentru majoritatea cadrelor didactice, legea 153 privind salarizarea personalului din fonduri publice nu se aplică corect. Și am să mă explic. Concret, conform legii, cadrele didactice care îndeplinesc funcția de diriginte, educatoarele, învățătorii, institutorii, profesorii pentru învățământul primar, profesorii pentru învățământ preșcolar, profesorul persoană didactic care au gradație de merit, persoana didactic din învățământul special, persoana didactic care asigură predarea simultană, ar trebui să beneficieze de majorări de salarii cu procentele prevăzute în lege. Pentru că, deși, iată, la gradație spune 25% din salariul de bază, nu spune din salariul de bază din 2016. Ori ei ne plătesc
gradațiile, dirigențiile, învățământul special, învățământul simultan, la nivelul salariului din 2016, decembrie 2016. De ce este prevăzut asta? Păi tocmai asta vă spun. Spune clar aici, spune clar în lege, 25% din salariul de bază. Când spui salariul de bază, spui salariul actual. Ori ei nu ne plătesc, ei fac o economie. Realitatea că nu e 25%, e numai 22%. Pentru dirigenție nu e 10%, e numai 7-8%. Ca atare, vor să facă reducere. Faptul că avem dreptate este recunoscut oficial de Ministerul Muncii, Justiției Sociale, într-un răspuns la o adresă a FSLI, dar și de instanțe de judecată care, prin sentințele date, recunosc faptul că salariile categoriilor de angajați mai sus menționați nu se calculează corect. Deci și instanța și Ministerul Muncii recunoaște că nu sunt, recunosc, mă rog, sunt, că nu sunt calculate corect. Prin urmare, se impune ca în regim de urgență Ministerul Educației să aplice corect legea 153, iar Ministerul Finanțelor Publice, înainte de a propune aceste măsuri de diminuare ale cheltuielor de personal, trebuie să se asigure că sunt fonduri pentru aplicarea corectă a legii. Colegii nemulțumiți nu au acționat în instanță, vă nu dau, trebuie să-și recupereze vă drepturile. Vă dau un exemplu. Sunt categorii de salariați care beneficiară acestor sentințe judecătorești care au luat aceste drepturi, s-au lichidat. Dar avem și alte categorii care, împotriva cărora acționează guvernul, inspectoratul, toată lumea parcă sunt porniți. Ce se întâmplă? Vă dau un exemplu concret. Școala Grădiștea. George Călinescu, Grădiștea. Am obținut pentru perioada 2005-2008, vai de mine, cu 10 ani în urmă, vă dați seama, am obținut sentință judecătorească pentru primele de vacanță. Abia acum? Primele? Nu, sentință de atunci, în 2008-2009. Ah. Am obținut sentință judecătorească. Și ne-am adresat. Instanțe am câștigat. Bun. În felul acesta am solicitat punerea în aplicare. Știți că erau ordonatorul principal de credite era primăria, ordonator terțiar, școala, directorul. Adrese peste adrese, solicitări peste solicitări acestor instituții. Nu, nu, nu. Am ținut în priză cu aceste solicitări pentru că dacă și noi renunțam, ne-a dat perioada prescrisă și gata, nu mai beneficiați, a trecut perioada și așa mai departe. Bun. Nu am primit niciun răspuns favorabil, ne-a adresat executorului judecătoresc. Executorul judecătoresc a analizat, a mers el în instanță, am câștigat și trebuia să pun în execuție. Înainte de a pune în aplicare, domnul primar de la Grădiștea m-a solicitat, ne-am dus, am făcut un acord pe care l-am semnat, prin care el recunoștea că trebuie să ne dea banii și trebuia să, în următorii 2 ani, să ne dea aceste sume. Sume pe 3 ani. Eșalonat pe 3 ani. Gata, domnule, important să-i primim, așa am vorbit cu colegii din școală, uite, domnule, trebuie să primim asta și așa mai departe. Ok, toate bune și frumoase. În continuare, când m-am dus la 2 zile, 3 zile, domnul primar, vreau să punem în practică așa. Domnul primar a spus, domnule președinte, stop, a apărut ordonanța 90 din 6 decembrie 2017. Ordonanța 90, care la articolul 39, prevedea, citez, prin derogare de la prevederea articolului 4, alineat 2 din Legea Educației Naționale, publicată în Monitor Oficial al României, partea 1, bla bla bla, și mai departe, cu modificările și completări ulterioare, începând, atenție, începând cu anul 2018, din bugetul de stat, și ridic tonul ca să fiu mai bine înțeles, prin bugetul Ministerului Educației Naționale, se asigură pentru unitățile de învățământ preuniversitar de stat finanțarea cheltuielilor salariale, sporurile, indemnizațiile și alte drepturi în bani stabilite prin lege, sau hotărâri, atenție, inclusiv plata sumelor prevăzute prin hotărâri judecătorești, având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială.
Ce înțelegeți prin asta? Înțelegeți că și primarul mi-a spus, domnule președinte, nu mai pot. Da. În momentul acesta, dumneavoastră trebuie să luați de la Ministerul Educației, prin ruta banilor s-a schimbat, nu mai veneau prin primărie, guvern, Ministerul Educației, Inspectoratul Școlar, școală, cetățean, cadru didactic, membru de sindicat. Destul de clar, foarte clar. Am înaintat adresă către Inspectoratul Școlar de data aceasta. Inspectoratul Școlar, deși doamna inspector general am o stimă pentru că întotdeauna privește lucrurile realist. Discutăm respectând pozițiile fiecăruia. Mi-a spus domnul președinte, așteptați să vedem, eu cred că aveți dreptate, citesc din memorie, aveți dreptate în proporție de 99%, dar pentru că inspectoratul școlar vine după Ministerul Educației, dați-mi voie să solicit o lămurire Ministerului Educației. Un argument juridic, legal, care să stea în picioare să nu vă acordăm aceste drepturi. Înaintează o adresă la Ministerul Educației. Ministerul Educației nu trimite nimic în teritoriu, pentru că întotdeauna ministerul vrea să se spele pe mâini și vrea să elimine intervenția lui. Descurcați-vă, răspundeți voi la problema avută. Și ne trimite, din partea inspectorului, am făcut plângere prealabilă, ne trimite un răspuns la fix 30 de zile, un răspuns care nu include și intervenția ministerului cu explicații. Nu mai vei citesc toate, invocând faptul că acele prime de vacanță trebuiau plătite din fonduri proprii de către școală. Atenție! Și școala spunea așa, unități de învățământ pot obține venituri proprii din activități educătoare de venit, activități facultative solicitate de elevi, să plătească, să strângă fonduri, să strângă 3 salarii pentru pe 3 ani pentru un cadru didactic. Cursuri de educație permanentă, Doamne! Inclusiv formare profesională continuă, Doamne! De unde asta? Participarea la program de finanțare cu finanțare externă, participarea la realizarea unor programe comunitare de studii, cercetare. Ce cercetare să facă la grădiștea? În mediul rural. Ce cercetare? Activități de servicii și producție. Ce să producă? Închirierea spații temporar disponibile. Hai să eliminăm două clase, să facă acolo bar. Că astea aduc venituri în mediul rural. Nu. Să facă nunți, să facă botezuri, să facă... Așa. Taxe percepute conform legii. Taxe de școlarizare. Doamne! Păi erau interzise. Doamne! Păi nu, uitați-vă ce... Citez din ce am primit. Pentru eliberarea unor documente. O adeverință. Vine mama unui elev săraca și vrea o adeverință de la școală. Contract. Și eu trebuie să-i cer 50 de lei, vă rog. 50 de lei? Păi cum să adun eu fonduri? Nu 2 lei, 3 lei cât o adeverință. Cât se cer? Iar în final spune în adresa răspunsul la plângerea prealabilă, ni se spune, considerăm că prevederea articolului 39 pe care l-am citat mai înainte, din ordonanța de urgență 90/2016, conform căruia din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Educației, se asigură pentru unitățile de învățământ prioritatea finanțarea cheltuielilor cu salarii, așa, inclusiv plata hotărârii judecătorești. Deci, având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salariale, nu pot fi aplicate. Tu, inspectorat școlar, îți arogi dreptul de a stabili, în condițiile în care instanța s-a pronunțat, în condițiile în care există un act normativ. Deci un act normativ pe care tu, inspectorat, tu, minister, îl nesocotești. În felul acesta, deci... Nu pot fi aplicate. Cum adică nu pot fi aplicate? Este strigător la cer. În situația aceasta, după plângerea prealabilă, facem plângere penală, plângere în contencios și probabil că o să cerem și cheltuieli de judecată, pentru că nu se poate. Au spus, avem bani. Dacă aveți bani, puneți în aplicare. Nu trebuie mie răspuns de la minister. Îmi trebuie să știu să citesc o
lege, un act normativ și îl citesc. Nu spune, spune hotărârile judecătoriști având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială. Nu spune că de la școală, din venituri proprii, că nu așa, instanța s-a pronunțat atunci. Dar cele două unități, primăria și școala, erau ordonatori de credite. Și de-aia s-au pronunțat așa. În momentul de față, trebuie să citești și să aplici. Nimic mai mult. Să reluăm un pic. Este vorba despre drepturi salariale din perioada 2005-2008. Exact. Spus. Acum începeți un nou proces, da, care va dura nu știu câți ani. Păi oamenii pentru care solicitați aceste drepturi salariale din 2005-2008 vor ieși la pensie până. Mai mult decât atât. Unii au trecut în lumea celor drepți. Ce facem? Nu se poate. Este o bătaie de joc care persistă, care continuă, e perpetuă. Pentru cei trecuți în neființă, familia poate beneficia de aceste drepturi sau normal, legea nu permite? Normal trebuie să beneficieze. Urmașii trebuie să beneficieze. Sunt niște drepturi ale oamenilor. Vă dau un alt exemplu. Acum, de curând, o doamnă din Oltenița, învățătoare, a primit avansul la concediu. Concediu, banii de concediu trebuie să dați toți odată. Numai la noi nu se dau. Se dă un avans de 45 și pe urmă lungește-mi, Doamne, zile, încă două luni de zile. Săracii femei nu i-au mai lungit zilele. A decedat pe 12, pe 14 s-au luat avansul, după ce s-a luat avansul, a decedat femeia, s-a luat 45%. Acum trebuie să vină urmașul, trebuie să-i se rețină, pentru că ea nu împlinește cele 12 luni pentru care se face plata concediului. Deci o să-i scadă o lună și ceva, un quantum, o sumă de bani, o să-i scadă din drepturile pe care... Niște drepturi, era dreptul femeii de a primi acești bani. Dacă primea bani, toți banii odată, așa cum este normal, în lege spune clar, cu 5 zile înainte de plecarea în concediu, trebuie să primești indemnizația de concediu. Doamne ferește, niciodată nu s-a întâmplat asta. De ce? Pentru că ne cred o turmă de proști, nu suntem proști. În situația de față, cu tăieri din venituri, cu înghețarea angajărilor, cu posturile la titularizare, eliminarea celor care au luat sub 5, bănuiesc că va urma o perioadă de discuții, urmată de o perioadă de proteste. Există riscul de a nu începe anul școlar? Nu pot să prevăd nimic în momentul de față. Aveți foarte mare dreptate. Acest risc există, uitați-vă și ce spune președintele Hancescu. Punerea în practică a acestor măsuri propuse de Guvernul României va crea nemulțumiri profunde în rândul salariaților din educație, existând și riscul declanșării unor acțiuni de protest. Aceste acțiuni de protest pot îmbrăca forme diferite, până la neînceperea școlii, ieșirea în stradă și așa mai departe. Pentru că, efectiv, nu pot funcționa școlile. În plus de asta, deci angajările ca să funcționeze. Ce facem cu rectificarea bugetară? Iar nemulțumirile noastre sunt legate de strict de prevederi legale. Nu mai vorbesc de faptul că în legea salarizării unitare, legea 153, pornind de la 1, cel mai mic salariu, la 12, președintele țării, eșalonarea, da? Învățământul, pe ce loc se plasează în această grilă? Pe locul 3, antepenultimul din această grilă. Imaginați-vă că în acțiunea noastră de protest, din această... de acest an școlar, în acest an calendaristic, în februarie, martie, aprilie, am ieșit în stradă și... Doamnele profesoare țineau în mână, așa, și pe care scria: vreau să fiu femeie de servici la primărie. Femeie de servici care au salariu mai mare decât o profesoară cu grad datic 1. Iar bărbații țineau așa: vreau să fiu șofer la primărie. Șofer de la primărie care au salariu mai mare decât profesori cu gradul 1. Și atunci despre ce vorbim? Despre ce echitate vorbește doamna Olguța Vasilescu?
Când ne-am dus la ea, la doamna, la dânsa, și i-am cerut: Doamne, armonizați oamenii aceia de care v-am vorbit eu, care au trecut la altă treaptă de salarizare, normal, gradațiile care sunt plătite la 2016 și nu la asta. A spus, da, în 2 săptămâni totul se va reglementa. Cât a trecut? Vai de mine, din februarie 2018 s-a întâmplat asta. Imaginați-vă, un an, mai mult de un an și jumătate. Deci profesorii au ieșit în stradă degeaba. Doamne, ce să facem? Ce să facem? Noi nu suntem din aia care să vociferăm, să ridicăm, să aruncăm în ei. Da, dar nu au ajuns nici măcar la salariul unui șofer sau la salariul unei femei de serviciu. Nu au atins. Vă dau exemple. Luăm de la primărie grila de salarizare și vă dau și eu exemplu de profesoare cu grad didactic 2, care, universitate cu grad didactic 2, care nu, și cu vechime 15 ani în învățământ. Ce arme avem noi? Nu de mult, în urmă, câțiva ani, am ieșit în fața primăriei să protestăm. Jandarmii ne păzeau. Fiecare dintre noi aveam câte un pix, arma noastră, câte un pix. 300 de protestatari au pus pixurile pe treptele primăriei. Era primar domnul Dragu atunci. Am pus așa, ăsta este protestul nostru, poftim. Au zis, bă, da, proste. Au adunat cu sacii, au adunat pixurile și au dotat primăria. Am dotat și noi primăria cu niște pixuri. Deci asta este arma noastră. Ce să facem? Ieșim și protestăm. Ieșim și țipăm. Nu ne iau în seamă de ce asta. Atunci când vrem să ducem la extrem protestul și să blocăm și ieșim examene. Și să blocăm examene. Ni se spune... Nu vă gândiți la copii? Că vă răzbunați pe copii. Da, așa e. Dar pe copiii noștri, de ce se răzbună ei? Ce facem? Ce facem? Care-i soluția? Pentru că noi ieșim în stradă, noi protestăm, noi nu putem să începem școala, nu se poate să funcționeze. V-am spus, în rotițe care zici, o femeie de serviciu, o secretară, nu pot funcționa. Dacă lipsește această rotiță din angrenaj,